Avem un chip al a ceea ce vreau să zic în cina cea de taină, mai ales cu Iuda. Iuda sufese un gând, în gând, sufese un gând al pierdanii. Nu știu din care motive exact, s-au speculat diferite idei. Realitatea este că Iuda a hotărât să-l vândă a cireilor pe Hristos, și această vânzare i-a dat profite ca să îl răstignească. Hristos știa, ca om își cunoștea Scripturile mai bine decât orice om și știa, înțelegea cuvântul prorocesc din fiecare stih al Bibliei. Și ce a făcut Hristos? Dacă vă uitați pe de parte, în cele patru evanghelii, pe de altă parte, citiți din triod slujba din Sfânta Joi. Mă refer la primele antifoane care se cântă după prima evanghelie de la Sfântul Ioan. Antifoane care fiecare tropar se sfârșește prin cuvântul: dar Iuda nelegiuitul nu a voit să înțeleagă. Ce să înțeleagă? Prin toate faptele lui Hristos, el a încercat să-l facă pe Iuda să se întoarcă, să se regândească de la fapta lui. Hristos, deși era scris în prorocie că așa avea să piară Mesia, a încercat să-l salveze pe Iuda de la această năpastă. El nu avea nevoie de această împlinire a prorociei pentru a săvârși mântuirea. Dacă Hristos ar fi avut nevoie de pierzania lui Iuda ca să ne mântuiască, apoi nu el, ci mai mult Iuda ar fi fost jertfa ispășitoare, pentru că destinarea lui ne-a mântuit. Prorocia n-a fost un lucru care trebuia împlinit, așa cum nici prorocia împotriva Ninivei pe vremea lui Iona prorocul. Dumnezeu a trimis pe prorocul Iona să prorocească ninivistilor că veți pieri dacă nu vă pocăiți. S-au pocăit ninivistenii, s-a răzgândit și Dumnezeu și n-au mai pierit. Așa ar fi vrut Hristos să facă, să se zădărnicească prorocia pentru Iuda. Zicem de Hristos în post, în ceasurile al șaselea: rupe zapisul greșalilor noastre. Hristos este rupătorul zapiselor celor împotriva noastră, ale păcatelor noastre. Și vrea să rupă zapisul lui Iuda, dar nelegiuitul Iuda nu a voit să înțeleagă iarăși, pentru că pe Dumnezeu nu-l cunoștea și gândul lui Dumnezeu era străin, dar undeva ne descoperă, ne dezvăluie conștiința bisericii, când zice Iuda nelegiuitul nu a voit să înțeleagă, undeva în Iuda era și o alegere, o voire. Există cuvântul voință, care a luat altă înțeles în modernitate. Deci a fost și o voire străină în Iuda, deci. Și ce face dragostea lui Dumnezeu? Dacă în niciun fel nu a putut, în principiu cu cuvântul Amina Mengre, unul din voi mă va prinde. Și arată de Iuda că știu ce faci, arată de Iuda că știu eu cine este și în acest știu eu, știa și Iuda, ceilalți nu știau, tot era mântat pe căciulă. Tot a zis, oare eu, Doamne, oare eu, Doamne? Nu zic, cine e Hristos? Dar cel care a făcut o știa. Dar vedea că era un Hristos care știe, dar nu se numie. Nu s-a îmblânzit de dragoste acestui Hristos. Nu s-a răzgândit, nu s-a schimbat. Orientarea. Și atunci încearcă Hristos să-l zgâție cu frica și zice: cu adevărat, fiul omului va pieri așa cum este scris,
Dar vai celui prin care se va face aceasta. Mai bine ar fi fost lui să nu se fi născut acel suflet. Dar Iuda nelegiuitul nu a voit să înțeleagă și a rămas împietrit în ale lui. Și simțindu-l împietrit, Hristos până la urmă îl moare bucată de pâine și îl dă și zice, ce vrei să faci, bani de grab, și îl dezleagă. Nu se poate numi o binecuvântare, binecuvântarea de a face asta, dar e o deslegare. Hristos fiind cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu El ar fi deslegat, orice ar face structura, inclusiv Iuda, inclusiv stăpânitorul lumii astea, îngerul răutăților, cel căzut, n-ar putea face nimic. Până când cuvântul lui Dumnezeu nu a dezlegat lui Iuda ce vrei să faci, fără de grab, până atunci Iuda n-ar fi putut face nimic. Și dacă n-ar fi vrut Hristos, până astăzi n-ar fi putut face nimic. Noi nu ne dăm seama. Noi avem tot fel de plan și facem și dregem. Uneori nu ne merg, dar de multe ori ne merg și nu ne dăm seama că dacă n-ar fi cu binecuvântare sau cu dezlegare de la Dumnezeu, două lucruri, cele bune ne binecuvintează Dumnezeu să le facem, cele rele, dacă suntem încăpățânați, până la urmă dezleagă Dumnezeu și le facem doar prin boasele noastre, nu, venim mintea înapoi și vom înțelege ca Fiul Risipitor care s-a înțeles, s-a întors înapoi la Tatăl. Deci dacă n-a putut Hristos nici cu bunătatea, nici cu îngrozirea să schimbe pe Iuda, până la urmă zice, ce ai de făcut, fă-mi de grab. Și mă amintesc și de un cuvânt, l-am mai pomenit. Nu știu cine l-a zis, dar zice că la judecata de apoi vor fi cei care în viața lor vor fi spus cândva lui Dumnezeu, facă-ți voia ta. Și vor fi cei care la Dumnezeu le va spune, facă-ți voia ta. Cel de-al doilea este Iuda și Dumnezeu dezleagă. De ce? Asta e paradoxul iubirii lui Dumnezeu, care, ca să zic așa, nu îndrăznește să silnicească chipul dumnezeiesc pe care l-a pus în libertatea omului, precum îl pusese și în libertatea îngerului, că dacă nu în deplină libertate vom urma lui Hristos și ne vom îndumnezei până la identitate, n-are rost, nu pot. Dumnezeu nu este silit de nimic și de nimeni să fie ceea ce este și să ne înțelegem bine. Dacă zic că Dumnezeu nu poate, din dragostea lui, să nu ne ajute, să nu ne miluiască, nu zic că nu poate, bineînțeles, a tot puterea lui, a putea. Acest nu poate este o imposibilitate care ține de alegerea liberă a lui Dumnezeu. Bineînțeles că poate cu un cuvânt și cu mai puțin să ne trăznească și să facă orice. Dumnezeu nu poate să facă asta. Nu fiindcă nu poate, fiindcă alegerea lui este liberă și veșnică. Vrea și ca făptura lui să ajungă la puterea asta, ca alegerea noastră, în libertatea noastră de plină, să fie aceeași cu a lui și atunci vom avea părtășie cu el și în veci. Moartea din care ne-a izbăvit Hristos, moartea necunoașterii lui Dumnezeu, mai bine să zic, izbăvirea din acea moarte a început să se arate în istorie cu schimbarea la față, bine să zic. Dacă, iată că mai târziu, ceva asemănător s-a întâmplat cu Sfântul Serafim de Sfânt, în viața Sfântului Serafim de Sfânt Rău. Și aia e viața care trebuie să știți toți. Vorbim cu cinicul lui Motovilov,
care mă întâlnilor de a fi și care este sensul și celul vieții creștine și Sfântul Serafim a vrut să arate că este dobândirea Duhului Sfânt. Ce înseamnă dobândirea Duhului Sfânt? Sfântul Serafim s-a rugat și Dumnezeu i-a arătat pe viu, pe pielea lui, ce înseamnă dobândirea Duhului Sfânt. Și între altele, la un moment dat îl vede pe Sfântul Serafim, nu mai putea să uite la el. Și Sfântul Serafim zice, de ce nu te uiți la mine? Părinte, te văd ca un soare și în mijlocul soarelui, fața ta și nu a fost trece. Îndrăznește că acum și tu ești ca mine, ca altfel nu mai vedea. A vedea pe Hristos schimbat la față de tavor nu e faptul unor spectatori care se uită la o privelișe, deși au fost trăzniți de măreția asta, de a căzut jos apostolii, că n-au putut răbda măreția frumuseții astea, dar totuși ei erau în aceeași slavă și aceeași lumină, ca altfel nu l-ar vedea. A fi ca Dumnezeu nu este faptul unui spectator care se uită și se zbire, ca să zic așa, la privelișe. Este faptul de a deveni asemenea lui și devenind asemenea, îl vezi precum este. Așa cum ați observat poate toți ce există destul de vicare în toate popoarele, că vicare care ne învață că dacă judeci pe cineva, uite, nu-mi amintesc de nicio zicală, ca să vă dau acum ca pildă, dar dacă îmi judeci pe cineva, înseamnă că și tu ești ala. Așa că, păzea, că dacă tu vezi că ăsta este un hoț sau așa ceva, înseamnă că tu ești hoț. Dacă crezi că e mincinos, înseamnă că tu ești mincinos. Da, uite, Sfântul Dorotea Gazi, de o pildă, că trec mai mult și văd că cineva care stă pe stradă și unul zice, asta așteaptă să se ducă cu o curvă, altul zice, asta așteaptă de cineva să meargă la biserică. Și cred că mai este și o a treia versiune pe care ne-o dă Sfântul Dorotei și el ne arată că fiecare judecă după conținutul vieții lui. Dusă mai departe, starea asta ne duce la faptul că a fi ca Dumnezeu este a putea vedea pe Dumnezeu așa cum este în slava Lui. A fi altcumva, în acel întuneric vedem altcumva decât realitatea dumnezeiască, fie pe Dumnezeu, fie pe aproapele. Aici este, pe linia asta putem înțelege ceva din, hai să zicem, mecanica mântuirii. Noi undeva am vrea totuși să cunoaștem pe Dumnezeu, zic, am vrea totuși în sensul că nu conștientizăm despre ce moarte este a nu cunoaște pe Dumnezeu, dar undeva vrem să-L cunoaștem. Dumnezeu ne dă ce numim porunci. Ce sunt poruncile? Până la urmă Dumnezeu, când ziceam că vrea să ne învețe ce este vrednic a dori, vrea să ne învețe cum să ne întrebuințăm libertatea în ce direcție să o luăm. Și ce ne arată? Când zice Dumnezeu, de exemplu, hai să zicem și porunca asta, nu judecați ca să nu fiți judecați. Înseamnă că Dumnezeu, care este ultimul nostru judecător cu adevărat, nu ne judecă. Și într-adevăr, Hristos zice că eu n-am venit să judec lumea, ci ca lumea prin mine să se mântuiască. Dacă cugetul ăsta este în noi, în acea măsură devenim asemănători lui Dumnezeu. Tot ce este poruncă dumnezeiască și mă duc la cele mai importante. Cele două porunci ne-a arătat Hristos sunt a iubi pe Dumnezeu din tot ce avem și tot ce suntem și a iubi ca toatele ca un nou, ca pe un eu însumi.
ca pe noi înșine. Dacă astea sunt cele mai importante porunci, înseamnă că și Sfântul Ioan nu spune verde în față că este așa. Înseamnă că Dumnezeu este dragoste. Sfântul Ioan nu spune că Dumnezeu este dragoste. Și tot ce ne spune Hristos în toate amănuntele, porunci de genul fericit cei sărași cu Duhul, fericit cei ce plânge și nu pasă, unde ne arată crește către ceva. Toate astea, sub o formă mai vădită sau mai tenuită, sunt ceva din ce este Dumnezeu. Forma mai vădită, vorbim despre dragoste, Dumnezeu este dragoste. Forma mai tenuită, de exemplu, ce înseamnă cei sărași cu Duhul? Dumnezeu nu-i sărași cu Duhul. Aici este un început al mântuirii unde omul își conștientizează sărăcia duhovnicească, moartea în care se află și tânjește nestăvilit de a depăși această moarte și începe să se smerească. Ce este smerenia în cazul ăsta? De unde omul trăiește într-o închipuire? Eu sunt ceva, orică vreau să fie ceva de și sunt în gâgă. Orică, într-adevăr, și eu sunt singurul în clasă care aveam 10 pe linie. Într-adevăr, sunt un pic mai mic și ce decât colegii mei, să zicem. Dar când conștientizez și pe baza lucrurile astea, el se crede și trăiește în lume ca și cum, nu știu ce, mândrie. Când își vede sărăcia adevărată în fața Împărăției lui Dumnezeu, se smerește. Ce înseamnă smerenia? Începutul smereniei este un realism duhovnicesc, adică la nivel duhovnicesc. Nu se mai vede nici înjosit de chipul pe care îl dă complexul de interioritate, să zicem. Nu se mai vede nici în frumusețat este măsură de închipunirile lui, cum ar vrea să se cunoască, începe să se vadă cu ochii lui Dumnezeu realismul duhovnicesc. Și omul se smerește pentru că se vede păcătos, pentru că se vede neputincios, pentru că începe să vadă că nimicnicia din care a fost scos este încă firea lui. Ne purtăm în cârcă în acea nimicnicie din care venim, iar devenirea noastră este puțin, câte puțin să ieșim din nimic și să devenim acesta fi, dacă urmăm cuvintele lui Dumnezeu. Și omul se smerește. Unde este asemănarea cu Dumnezeu? Dumnezeu se smerește, Dumnezeu nu se smerește, este smerit. Dragostea, dragostea dumnezeiască înseamnă smerenie. Părintele Sofronie definea smerenia ca fiind acea calitate a iubirii dumnezeiești care se dă celui iubit fără nicio întoarcere asuprași. Uitați pe Hristos ducându-se cu crucea în spate și când plâng pentru el mirenosistele, el nu se înduioșea că în sfârșit cineva care mă iubește. Și zicea, sânge pentru voi, nu plângeți-vă, sângele meu în vârst ca voi, nu ca blestem, ci ca binecuvântare, vouă. Dar el se gândea și la fiii lor și în rugăciunea lui, capitolul 17 din Sfântul Ioan, la toți cei care vor urma cuvântul apostolilor. Nu se gândea la el, el pe cruce, nu importă, doar ca frângerea trupului și vărsarea sângelui să devină hrană spre mântuire, merinde spre viața vecii, ca pentru acești iubiți. Smerenia lui Dumnezeu este acea calitate a iubirii Dumnezeu și care se dă celui iubit, fără întoarcerea suprași. Ce faci tu, omul? Se smerește că e păcătos. Smerindu-se devine ca Dumnezeu și se trezește în alt plan, în alt domeniu, se trezește în Împărăția Cerurilor.
la fel și cu toate celelalte fericiți și toate celelalte porunci, până la urmă poruncile lui Dumnezeu. Știți ce sunt? Dacă Dumnezeu se arată ca ceea ce este, pentru ca să ne dea nouă omului un program într-o mântuire, ca să știm după ce chip să ne asemănăm noi, ca să știm ce călătorie, în ce direcție să urmăm, poruncile lui Dumnezeu nu sunt decât spovedania lui Dumnezeu. Se spovedește Dumnezeu omului, adică se mărturisește. Poate Dumnezeu să mărturisească păcat, dar fiind Dumnezeu mincinos. Hristos îl spune, dacă aș zice că am păcat, aș fi un mincinos ca voi. El nu putea decât să-și mărturisească nevinovăția și dreptatea. Nu o făcea bădăran, dar dacă era nevoie pentru ca omul să știe ceva, și singur Hristos știa cine era el însuși până când apostolii au început să înțeleagă, am mărturisit modest cât a fost nevoie să mărturisească. Dar în poruncile lui, deci Dumnezeu pe sine se spovedește și ne pune un chip înainte și acest chip este, dacă vezi, programul mântuirii noastre. Că noi, asemănându-ne cu acel chip, pe care îl vedem, mai ales când vorbim de poruncile lui Dumnezeu și cele din Vechiul Testament, cele 10 porunci și altele, prin prisma lui Hristos să le vedem. Cercetând aceste porunci și observând ca pildă în viața lui Hristos cum se trăiesc poruncile astea, și nevoindu-ne în toate felurile pe care ne redă biserica pentru a le însuși, ne asemănăm cu acel chip care este Dumnezeu și această asemănare, această dinamică a pocăinței ne aduce la asemănarea cu însuși Dumnezeu și deci la îndumnezeire. În măsura în care ne asemănăm cu ce era Hristos în lumea asta, prin cuvintele Lui și prin pilda vieții Lui, Părintele Sfânt și nu numai El spunea, în aceeași măsură vom fi asemănători cu Dumnezeu în veșnicie. De acum, moartea, uite două cuvinte importante, Hristos ne spune tot în Evanghelia Sfântului Ioan, cei ce cred în mine nu vor cunoaște judecata, ci vor trece de la moarte la viață. Părintele Sfântului spunea, pentru că credința, dacă credem cuvântul lui Hristos, ne vom lăsa judecați de acel cuvânt, și toată viața omului va fi fost o judecată între el și Dumnezeu, iar la moarte nu mai este să se judece. Judecata de apoi, oarecum, s-a făcut acum și omul trece de la moarte la viață, viața asta fiind socotită ca o moarte și trecerea în viață. Asta vedem ca pildă în Sfinții care trece Dumnezeu și poate să-ți răspunde și face minuni trăznitoare. Te rogi la unii din Sfinți, face ca Dumnezeu minuni trăznitoare. Va fi mai multe, fiindcă Dumnezeu vrea să-i proșovească pe Sfinți. Și atunci ne înștiințează. Uite, Sfântul Nectarie, dar a murise și s-a făcut prima minune a Sfântului Nectarie în Ginde. Era în spital și ca să-l îmbrace de mormântare cu haine de așerești, a luat hainele de pe el și l-a pus pe patul de alături. Și bolnavul, dacă nu știu ce era, dar boală gravă, s-a ridicat însănătoșit. Și Sfântul Nectarie a făcut nenumărate minuni. Și spunea Părintele Sofronii că pe Sfinții cei noi, ei de multe ori lucrează mai, parcă mai mult decât Sfinții din vechime, fiindcă Dumnezeu se grăbește să-i proslăvească mai repede ca pe știm. Prin mângâierea noastră și prin mântuirea noastră, că s-au sfințit. Nu mai în judecată pentru ei, trec de la moarte la viață. Dar Sfințenia nu e o prerogativă a Sfântului Nectarie și câtorva, toți suntem chemați.
la asta și de acum atenție cum ne întrebântăm libertatea. Aș vrea să mai zic cum sunt multe linii pe care le putem lua, dar timpul ne grăbește. Aș vrea să vorbesc despre biserică. Biserica este, nu știu să o definez, dar zic deocamdată, acolo unde se întâlnește Dumnezeu cu făptura Lui. Zicem că dacă biserica este vorba de Dumnezeu, când vorbim de biserică, nu în general, sau mass media, vorbește mai ales de noi ăștia în negru. Dar biserica suntem toți. Noi, mai ales astăzi, și poate mass media și cu Duhul care este în lume, vede în biserică numai o instituție, să fie ceva omenesc. Dacă era omenesc, apoi ar fi o instituție și n-ar fi biserica. Atunci ce? Biserica este ceva dumnezeiesc. Dacă ar fi dumnezeiesc, ar fi Dumnezeu și n-ar fi biserica. Biserica este acolo unde glasul chemării lui Dumnezeu se întâmplă cu vreun amin al omului sau un iată eu al omului. Adame, unde ești? Dacă Adam ar fi zis iată eu, cum zice altcineva în Scriptură, acolo ar fi fost biserica. El s-a îndreptățit. M-am ascuns pentru că așa și pe dincolo și de zi mare. Acolo n-am ascuns biserica. Biserica este o taină, până la urmă, care nu se poate defini. De-aia încerc să o exprim într-un chip cât mai vag posibil, dar cât mai cuprinzător. Aș vrea să vă atrag atenție la alte carte. S-a publicat aici, la Alba Iulia, editura Reînțelegirea, Biserica este una, al unui, îndrăznesc zic, mare sfânt rus, Alexei Fomiakov. Nu-i proslăvit între sfinți, dar avem câteva crâmpere din viața lui în introducere. A fost un om al nobilimii Rusiei, căsătorit, un om care mulți l-a văzut și atât trăiască cu petrecerile nobililor și așa mai departe, care putea să râde și să se despete, dar nopțile lui erau pline de rugăciune și toată viața lui și transpare rugăciunea lui și sfințenia lui în tot ce scrie și în toate înțelesurile lui. Îmi pare rău că numai atât a apărut în română, are multe scrieri, a fost un om de mare cultură și a multe limbi și ea cunoștea foarte bine istoria și tot felul de lucruri, un om al culturii. Dar toată orientarea lui a fost cu adevărat creștină. Și eu supătesc că el ne dă chipul cel mai bun al bisericii. În articolul ăsta, biserica este una. Nu cred că pe baza acestui articol s-ar putea face în mod direct, să zicem, și eu doctorate și așa mai departe, că nu are un sistem. Și spre mâhnirea mea adâncă aud că mulți nu înțeleg cartea asta. Dacă nu înțelegeți, nu-i nimic. Citiți o dată, poate după câțiva ani mai citiți o dată, nu-i mare. E o viziune, în orice caz, adevărată. De multe ori citești, nu înțelegi cu mintea, dar undeva parcă te împacă. În orice caz, este o viziune sfântă și este adevărată. Și bine ar fi să se înmulțească în România, nu numai așa, asta de Fomiakov, dar de s-ar găsi și să se traducă toată opera lui, dar măcar ce am citit eu articole de-a lui răspuns la o polemică împotriva ortodoxiei de către niște sestre bisericești din Apus care bârsa și răspunde frumos
Aproape că nu-i poți zice polemică, fiindcă el răspunde nobil, nobil duhovnicește ca Hristos în pustie cu Satan. Nu îmi bat jocură, nu cu ieșinătăți și cu argumente doar pentru argumente. Biserica este, între altele, dacă vreți, dialogul între Dumnezeu și om. Rezultatul acestui dialog este când a găsit Dumnezeu cu cine vorbi printre oameni, cu Fecioara Maria, dialogul ăsta a rezultat în întruparea lui Dumnezeu prin acest suflet ales. Ales, fiindcă ea a ales cum trebuie. Și prin Hristos, o lucrare care e drept în istorie, a adoptat și un aspect instituțional care astăzi, în condițiile postmoderne, de multe ori ne împovărează în multe feluri, dar totuși, fără o instituție, ar fi fost imposibil ca gândul lui Dumnezeu, ca lucrarea, ca Duhul lui Hristos să se transmită din generații de păcătoși, între alte generații de păcătoși, și a adoptat și forma asta instituțională, dacă vezi, cu un public, cu cadre, cu reguli, cu toate cele chestii, multe dintre care nu sunt decât o treaptă către ceva care, iarăși, ca moralitate, trebuie depășită, nu căzut dincoace, ci trecut dincolo, ca omul să șerușească acea călătorie care se numește pocăința sau mântuirea. În biserică, stai, am pierdut un fir, dar să spune două cuvinte despre judecată. Hristos zice că cel care crede în mine nu va mai trece prin judecată, ci va trece de la moarte la viață. Al doilea cuvânt era din Apocalipsă, unde vorbește că sunt două morți. Undeva zice fericit cel care va avea parte de prima înviere, că acela nu va mai fi nedreptățit de a doua moarte. Așa cum omul este o alcătuire de trup și suflet, așa sunt și două morți. Moartea sufletului și moartea trupului. Adam avea să nu are trupește după câteva sute de ani, cum trăiau atunci oamenii, dar asta a fost urmarea primei morți a sufletului. Moartea sufletului a fost când a lepădat sfatul lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu, și a luat un sfat greșit. Dumnezeu a încercat imediat să schimbe păcatul ăsta și, dacă observați cu câte blândețe lucrează Dumnezeu, că nu imediat, unde era Dumnezeu când socoteau rodul ispitei sau ispititor. Unde era Dumnezeu să oprească pe Adam să facă boacăna? Face boacăna și zice Dumnezeu către seară vine și se plimbă prin grădina Raiului și Adam îi aude glasul cum merge, cum se plimbă prin grădina Raiului. De fi către seară, în primul rând, și-o zice frumos în Inocentie, n-a vrut să sperie pe Adam, imediat căzând în cârca lui. Deci către seară, pe și Hristos, 5.000 de ani după povestea asta, vine și ne spune că nu a până soare de pânăunia voastră. Și el a dat primul pilda. Înainte de apusul soarele, vine să se împace cu Adam. Să se împace, avea el Dumnezeu rovina, nu vrea să-i spășească vina lui Adam. Și zice, Adame, unde ești? Nu știe Dumnezeu unde era Adam. Astăzi și omul prin calculatoare și satelit și altele te poate urmări oriunde.
Dumnezeu să nu știe unde era Adam, că se ascunsese sus după tufișă. Nu vrea să sterile pe Adam și umbra cu gingășie face zgomot de pânărare ca să audă Adam că vine Dumnezeu sus și Adam după tufișă. Da, eu atunci și toru, nu te văd, nu știu, Adam, unde ești? Nu zice, iată eu. Și zice, apoi că era rușine, că eram gol. Și Dumnezeu începe și îl îndie pe Adam să-și facă spovedania și lași că eu face el. Interesant, s-o puteți greșit tradus în multe limbi, în greacă este, cine s-a vestit? Că erai gol? O, doar acum va mâncat din lemnul de care singur am zis să nu mănânci. Cine s-a vestit că erai gol? De neînțeles pentru gândirea modernă, dar era o veste de altundeva. A debuit Dumnezeu și se arată ca și cu Iuda mai târziu, nesupărăcios. Dacă ar fi zis Adam, drept greșești, Doamne, am mâncat din rodul lemnului din care mi-a zis să nu mănânc. Și mi s-au deschis ochii și în loc să văd taine dumnezeiești cum credeam, cum lădăjduiam, m-am văzut gol și m-am rușinat și de femeia mea și de tine. Și dacă ar fi zis, în loc să răspundă obraznic de Dumnezeu, păi femeia pe care tu mi-ai dat-o, adică femeia de vină și tu. Bineînțeles că doar, mă rog, și tu mi-ai dat poruncă, așa. Și noi avem tendință să îngenuim pe mai marele nostru dacă facem ceva și nu ne iese la socoteala și știm că o să ne certe mai marele, ușor dăm, păi dacă tu ai zis așa ce dincolo, am făcut cum ai zis tu și te mai și greșit. Deci noi suntem același Adam ca și acum 7.000 de ani. În loc să fi zis așa Adam, dacă ar fi zis și din pricina mea și femeia pe care tu mi-ai dat-o a păcătuit, adică, tu nu mi-ai zis să nu mănânc din acel rod înainte să fi scos pe femeie din coasta mea. Cu mine ai vorbit. Eu trebuia să fac ceva ca ea să nu facă păcatul ăsta. Și dacă și-ar fi asumat păcatul, și-ar fi făcut spovedania, Dumnezeu a încercat să o facă, Adam a refuzat. Și rezultatul a fost ceea ce se numește blestemul și moartea. Prima moarte a fost dezbinarea între voia lui Adam și voia lui Dumnezeu. Nu a fost cum a fost căderea îngerului din proprie voie. Adam a fost ispitit de altul, de cel care primul a căzut din propria sa voire. Pentru Adam mai rămânea cu putință și cu cânință, că văzând acum că o scântise, a putut să se pocăiască și pocăința cu timpul ne-a dus în lume de același Dumnezeu, Mântuitorul, prin care ne putem reîntoarce la viață. Moartea adevărată este moartea cea din tâi a sufletului. Învierea care este învierea cea din tâi? Sunt multe momente din Sfintele Scripturi, dar vedeți ce zice Sfântul Pavel, că oare dar galatenilor și altora, oare prin faptele legii v-ați mântuit? Oare făcând tot ceea ce trebuie, ați ajuns la viziunea lui Dumnezeu în vine, și a dobândirea Harului în binefăcut? Când s-a venit Har pentru vreo dreptate de asta, primul Har pe care primește omul nu știe de ce și nu știe să-l poate și pierde. Și Harul va venit, parafrazește Pavel, prin auzul cuvântului și ca voi să auziți cuvântul, noi trebuie, apostolii trebuie să-l propovăduim și credința și auzul cuvântului v-a adus la harul de a cunoaște acum pe Hristos pe care nu l-ați văzut. Vedeți că sunt cuvinte care dintr-o dată poate vă învie. Dacă dintr-o dată te trezești în altă lume, altă înțelegere,
o lumină, ca să zic așa. Aici este ceva din prima înviere. E sufletul care începe să învie. Cuvântul care acum este perceput ca viu și nu doar informație moartă. Asta e energia cuvântului. Cuvântul viu și care te învie și înviați minte din cuvântul oarecare sau în tine ce-a pus Dumnezeu în sufletul tău, după aia încep să-ți devină zi și cuvintele Scripturii și să te însufle. Asta e sufletul care începe să învie. Și când, contra acestora, citești niște lucruri, minciuni de astea de omului care se bălăcește minciuni și simți așa împovărat și parcă e o travă ce vezi acolo, nu știi dacă e adevărat sau nu, dar te simți așa împovărat. Energia mortală a cuvântului, minciuna. Minciuna și moartea de același lucru. Minciuna nu fie doar a zice un neadevăr, îți zic că plouă, dar îți pare afară. Minciuna, în esența ei, este ceva mult mai adânc, este tot ce nu este dumnezeiesc. Poți să spui lucruri foarte bune, dar dacă nu sunt în Duhul lui Dumnezeu, sunt minciuna. Rezultatul lor este acea o travă, acea moarte a sufletului, unde se tâmpește sufletul, pici iar în deznădejde, pici iar în îndoielnicie, în necredință, frică și toate lucrurile astea care sunt ale întunericului. Între altele, astea sunt pentru cel care are Duhul deosebirii, pe linia asta deosebește. Între altele sunt efectul cuvântului care, pe care îl are în sufletul tău. Dacă dintr-o dată ți se îngie sufletul și parcă în ciuda tuturor locuri simți că e pace, că Dumnezeu e bun, că e tot puternic, uite că asta este ceva din acea înviere. Învierea prin cuvânt și asta este lucrarea bisericii, cuvântul, care, bineînțeles, că altă energie are dacă este trăit de persoana care dă, nu cuvânt teoretic, că am citit de la pagina 60 până la 120 și acum vă repet ce scrie acolo, ci cuvânt cât de cât trăit, cuvânt cercat, spune Părintele Sfânt, minunate despre puterea cuvântului pe care avea Sfântul Siloam, dar observ în aceeași carte că nu toți îl percepeau la fel. Deci, suflete mai sensibile, mai vii, suflete mai moarte, mai insensibile, ca datele insensibile. Asta este prima înviere. Și cei care au parte de această înviere nu se vor mai nedreptăți de a doua moarte. A doua moarte, până la urmă, nu este moartea trupului, ci despărțirea finală a sufletului de Dumnezeu, ferească Dumnezeu de lucrul ăsta pe tot sufletul viu. Până la doua moarte este ceva fi după judecata lui Hristos, unde vedeți, după cuvântul lui Hristos, este o ultimă încercare. Se pare, cum zice, ca și păstorul, oile de iezi, de capre, și începe cu ceea ce iubește Dumnezeu. Se întoarce către cei de dreapta și ce zile, veniți binecuvântați Tatălui meu. Pentru asta a lucrat Dumnezeu, ca să spună, veniți, moșteniți împărăția găsită vouă de la întemeierea lumii. Adică pentru asta m-a întemeiat eu Dumnezeu lumea. Că ați făcut asta și asta și asta. Și încearcă. Și zic, Doamne, când am văzut ce am făcut noi ceva bine, prin viața prin care m-am învățat în biserică, eu văd limpede că sunt un păcător. Niciodată n-am făcut ceva bine. Și nu te îndreptățesc. Cine îndreptățește? Judecătorul. Zice, atunci când a făcut unia din cei mai mici, mie mi-a făcut-o. Și judecătorul îndreptățește pe păcătos.
pe care în judecata vieții astea, același judecător ne-a arătat să ne judecăm ca păcătoși și El ne-a arătat mie păcatul meu. Că nu e momentul să dezmătășesc, că e momentul să încep nădejdea, înseamnă că Dumnezeu vorbește cu mine, înseamnă că Dumnezeu lucrează deja mântuire în mine, acum aparent în negativ, dar de unde se pornească mântuirea lui Dumnezeu? Decât dezbăduindu-mi realitatea mea. Care e realitatea mea? Păcatul și neființa. Ce altceva să-mi arate Dumnezeu? Dacă și El este Dumnezeu adevărat și nu vorbește din gurșit sau minciun. Dar asta mi arată nu ca să dezmărgășesc, ci ca început al mântuirii mele, tânjind după viață, urând are emoții, acum pot zic, Doamne, miluiește! Și cuvântul miluiește începe să aibă viață, fiindcă sufletul meu începe să aibă viață. Dureroasă deocamdată, ca și nașterea, nașterea doarea, cum am durerea mea, îmi devin mamă, mie însumi. Și mă nasc într-o durere, dar mă nasc. Și vine vremea când femeia uită de durerea ei, de bucuria că omul s-a născut în lume, zice Hristos. Și și mai mult când noi ne naștem prin fie și prin durere, prin cuvântul lui Dumnezeu, întru Dumnezeu. Și celor de-a stânga se întoarce împăratul și zice, depărtați-vă de la mine, blestemați. În focul gătit diavolului și îngerilor lui, că asta și asta și vă nu am făcut. M-ați văzut gol și nu m-ați îmbrăcat, flămân și mă prind, etc. Și ei zic, aparent ca și ceilalți, cum te-am văzut și n-am făcut nimica, că n-am făcut ceva bun. Dar observați că deși cuvântul este aproape identic, el zice că m-ați văzut și n-ați făcut. Și zic, când? Ca și ceilalți, când te-am văzut și am făcut ceva bine? Ăștia, în realitate, trăirea lor este total opusă. Ei nu au conștiința păcatului. Dar ce brăznișe aia să spui nouă că te-am văzut și nu te-am făcut vreun bine? Și zice, ce uite, când cel mai mic nu a făcut, mie nu mi-a făcut-o. Cel mai mic, aș vrea să înțelegeți în asta, iarăși în chip al dragostei dumnezeiești. Hristos însuși suferă din mâhnirea cuiva pe care l-a mâhnit. Hristos însuși se bucură și se mângâie de mângâierea cuiva pe care l-a mângâiat. El se implică total în viața noastră, în dragostea lui. Și aș vrea să vedeți și diferența între cele două cuvântele lui Hristos. Veniți binecuvântați Tatălui meu, depărtați-vă de la mine, blestemați. Nu a Tatălui meu, Tatăl meu blesteamă. Unde blesteamă? Alegerea pe care o facem noi, cea rea, dacă o facem Domnul Ferește, până la Tatăl ca Iuda. Acele rău zice, moșteniți împărăția gătită vouă de la întemeierea lumii. Spunea nu zice moșteniți, ci depărtați-vă în focul găsit diavolului și îngerilor lui. La întemeierea lumii, Dumnezeu n-a întemeiat lumea, nu a întemeiat un foc veșnic. Cine a găsit acel foc veșnic? Diavolul și îngerii lui și noi păcătuind. Pocăința este conștientizarea și ieșirea din acel foc și întoarcerea către Dumnezeu și ale lui Dumnezeu. Și atunci ce și-a trebuit pe drept să suferim, Dumnezeu însuși în lucrarea lui ne izbăvește de asta. Dar vedeți, observați că nu este identică conversația. Blestemul nu este dar lui Dumnezeu. Și focul găsit diavolului nu este de la întemeierea lumii și nu este o moștenire, ci scrântirea asta a făpturii când o ia nu pe linia lui Dumnezeu, ci după închipuirea sa. Și la urmă, scrântarea asta a făpturii când ne zică, Doamne, facă-te voia ta, ne facem voia proprie.
Moartea a doua este asta, este despărțirea finală de Dumnezeu la judecată, că adevărata moarte nu este despărțirea între suflet și trup, care iarăși este chipul morții, și a lăsat Dumnezeu urăciunea morții, groaza morții, pentru ca noi să conștientizăm ce este moartea și urându-o să ne depărtăm de ea. Și eventual urându-o cu ură dreaptă, să se trivească în noi dragostea de Dumnezeu, dragostea de viață, și să tânjim către ea și începe ceea ce anume dinamica pocăinței. Care pocăință, zicea părintele Sofronin, dar cred și Maxim Mărturisitorul, nu se termină cu viața asta. În viața asta putem să înfăptuim o oarecare desăvârșire, dar limitată. Zice că pocăința ca dobândirea deplină a identității cu Dumnezeu nu se poate desăvârși decât dincolo, ca aici se mâncă strântura de legile materiei și vremeniciei. Și iarăși chip avem în gestație și naștere. Pruncul cel mai bine este dacă stăm pântecele Maicii 9 luni până s-a copt bine și este desăvârșit. Și desăvârșit fiind se poate naște și trăi în mediul ăsta. Dar ca prunc nu e desăvârșit, ci se desăvârșește și aici, crescând, maturizându-se, devenind omul toată firea. Cred că ceva asemănător este și cu pocăința înțeleasă adevărat. Este o lucrare care se termină dincolo. Însă e o lucrare care începe aici și duce la ce numește Hristos de săvârșire, câtă se poate în veacul acesta. Ca acum, omul, că să zicem, însușindu-și, trăind cuvântul lui Hristos, însușindu-l, ajungând la o conștientizare și la o desăvârșire a acestei conștientizări, cât se poate în lumea asta și cât poate fiecare persoană, fiindcă vedem din pilda talanților, unora le dă 5 talanți, îl aduce 10, altuia 2 talanți, îl aduce 4, dar amândoi au primit un cuvânt identic, bine, slugă bună și credincioasă, puțin a luat, peste puțin ai fost stăpân, multe, peste multe te voi pune. Și nu se uită la faptul că unul a avut 5 și altul a avut 2, se uită la faptul că amândoi au dublat darul pe care l-au primit. Deci, desăvârșind omul gândul lui Dumnezeu în viața lui, pe de o parte cât este cu putință în vremelnicia asta, pe de altă parte cât este cu putință persoanei lui, că unul dacă a primit doi, altul dacă a primit și de la cel cu unul ar fi așteptat să primească măcar acel unul cu dobândă. Deci, desăvârșind lucrul ăsta, de acum omul, împăcat cu Dumnezeu, prin dumnezeiasca lucrare, avem mărturia asta de la toți Sfinții, eu mă gândesc iar la Părintele Sofronii, prin care am învățat toate lucrurile astea, are conștiința că moartea nu există, că omul nu poate muri. Ne-o spunea Părintele Sofronii în cuvântările lui în fiecare săptămână, în ultimii 4 ani ale vieții lui. În ultimii 2 ani ajunsese așa că de-a mergea cărat de 2 dintre noi, Slav, Gârbov, dar o privire limpede, ca de copil mic, aș zice, doar că cu coacerea aia a fi tinit. Și el, iertat în cuvântul, hodorog fiind de acum, neputincios, de-abia câteodată vorbea câteodată ca și ca un om beată, bolumânizat cu cuvântul și nu ajungea să-l pronunță drept, de slab și de obosit și era câteodată nopți întregi nedormite din slăbiciunea bătrâneștilor. Avea și cancer asta la 90
57 de ani și spunea: moartea nu există, omul nu poate muri, că așa l-a făcut Dumnezeu. Dacă voi credeți ceea ce spuneți în credeți, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie, prin credință aceste cuvinte vor fi vouă. Și noi, să ne dea Dumnezeu, să zicem cu înțelegere și cu adevărată credință, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. În concluzii, nici să rezumăm ce ne-a spus Părintele Rafael. Cred că am simțit cu toții un ceva special așa. Chiar dacă și vom încerca să și înțelegem pe parcurs, meditând la ce ne-a spus Părintele Rafael. Chiar dacă atmosfera de aici se aseamnă cumva cu cea din timpul convorbirii Sfântului Serafin cu motobilor. Era faptul în fiarnă și fii. Dar pe jura duhovnicească este mai puternică. Da. Acum, da. Vă rugăm să puneți întrebările, dar să nu se repete. Și întrebări esențiale, nu întrebări de nimicuri. Zice și Părintele Rafael că și de nimicuri scoate lucruri bune. Să nu vă feriți totuși de întrebări care par tâmpite, că uneori se uimești. Judecata omului nu e ca lui Dumnezeu, că iată o întrebare care poate părea tâmpită este cea mai adâncă, așa că Domnul Clonsu. Sunt de acord de sențial cu un altă tâmpită, dar știu că de cine omului. Părinte Rafael, citim în catehism că omul se naște cu păcatul strămoșesc care se șterge prin botez. Cum trebuie să înțelegem aceste lucruri în lumina celor pe care ni le-ați împărtășit în această seară? Și eu trăiesc cu problematica asta de mult și nu mă mărturisesc că nu pretind că am rezolvat-o încă până la capăt. Însă înțeleg lucrul ăsta. Din multe de Scripturi și ce zice și, cred că, într-un loc cu Ezechiel, zice Dumnezeu niște lucruri, că izraelitii au zis că părinții au mâncat aburide și nu au nici să trepezesc dinții. Zice, nu, fiecare pentru păcatul lui pătimește, nu pentru păcatul strămoșului. Așa că înțeleg că noi nu plătim pentru păcatul strămoșului, însă avem o moștenire. Efectele păcatului, hai să luăm o linie trupească. Un bețiv riscă să nască copii, cum s-ar zice, deformați. Sau un anumit tip de păcat, un anumit tip de patimă, poate să se răstrângă asupra copilului. Cred că și duhovnicește este ceva. Botezul, știți că botez, din vaptisma în greacă, înseamnă afundare, rău îmi pare, că nu am tradus, că străbunii noștri n-au tradus în română și am luat nu știu de unde botez, că nici măcar din greacă nu trebuie să l-am luat, că de unde V, am zis V, dacă l-am din greacă. Vaptisma. În sfârșit, dacă am fi vorbit de afundare, între altele, n-am putea face cum se întâmplă în rătăcirea asta care gândi un pic ardealul, afundare prin stropire sau prin turnare. Afundare și afundare. Botezul este, ne botezăm în moartea lui Hristos și de-aia afundarea asta, ca în Marea Roșie, ca în iad, este un chip prin care începe în noi, paradoxal prin moarte, lucrarea vieții. Lucrarea vieții cred că taie în noi, zis cred că, taie în noi acea energie pe care am moștenit-o de la prin părinți de la Adam, care lasă o urmă, o slăbiciune în firea noastră, prin care slăbiciune, în cele mai multe
cază, în toate cazurile, în afară de Maica Domnului, într-o măsură mai mică sau mai mare, omul însuși își face singur propriile păcate, cei păcați, iarăși, se trece mai presus de înțelegerea morală, nu e numai o chestie conștientă și când știi că nu faci bine și faci că nu faci bine și e rău și nu e doar de tot îl faci. Tot ce este înclinare în om, care înclinare nu o găsești în Dumnezeu, așa se defini păcatul. Și atunci, iarăși, picăm în acest baltă și iarăși ca strămoșul nostru Adam, din pricina unei moșteniți slăbiciuni, deși energia aia nu este tăiată de botez, totuși ficăm în păcatele noastre. În sensul ăsta, nu pentru păcatul strămoșul nostru plătim, ci pentru propriile noastre gustări din agorize, de ce strepezesc dinții, că înainte să conștientizeze omul binele și rău, se trezește deja făcând rău. Există însă în Scriptură, în Isaia, prorocul, o prorocie că înainte ca pruncul să deslușească binele de rău, va lepăda rău ca să aleagă binele. E prorocie, în orice caz, pentru Hristos, poate o putem aplica și Maicii Domnului, ce este această alegere, ce este această lepădare a răului și alegerea binelui, este ceva așa de tainic, că până la urmă singur Dumnezeu știe. Observăm că Sfântul Ioan Botezătorul, numai 6 luni după zămislirea lui, până cele mai și încă nenăscut, în glasul de închinare a Maicii Domnului, cum zice Scriptura, închinăciunea Elisabetei, deslușește prezența lui Hristos, de Dumnezeu, Făcătorului Lui, care era de-a dat în Iisusul pântecele Maicii Domnului. Și tresaltă de bucurie. Și din tresaltarea pruncului în pântecele Maicii, Maica se face prorocită și spune Maicii Domnului lucruri pe care ea ca omul și ea, fericită ceea ce a crezut, fiindcă se va face acel lucru pe care l-a spus Domnul. Sau că zice, ce este mie că Maica Domnului meu vine către mine? Trebuie și ea, dar din tresăltarea pruncului, când începe omul să păcătuiască? Păi, socotesc că dacă Ioan Botezătorul n-ar fi tresăltat, era deja un semn de păcat, de păcătoșeni, de moartea sufletului, nu știu exact cum să zic, dar deja manifestarea lumii păcatului. Alt prunc, poate n-ar fi, în păcătoșenia lui, n-ar fi săltat în pântece. Și dacă vă uitați la alt aspect, de ce pruncul Ioan Botezătorul saltă de bucurie când în glasul Maicii Domnului desfășește prezența Făcătorului lui și dracii se sperie și fug de Hristos? Face în cruci și a zis numele lui Hristos și dracii fug. E de la Hristos. Este iarăși taina a alegerii. În Ioan Botezătorul, bine, e la costumă care s-a dat cel puțin 5 talanți, s-a născut din rugăciunea și credința unor părinți deosebite, sfinți. Mult i s-a dat, mult i s-a cerut, mult a făcut pentru Ioan. Dar, între altele, înainte de naștere, a făcut din Maică sa o prorocită. Când începe păcatul cu omul, nu știu. Acum botezul șterge poate și păcatele din pântecele Maicii, dacă putem vorbi de asta, dar totuși până când ne refacem alcătuirea noastră duhovnicească, sufletească, trupească, până atunci riscăm să nu putem desluși între binele și rău cum vroia Adam în rai. Cu siguranță că desfășirea binele și răului era prima treaptă la care era chemat Adam, dar că acea desfășire avea să se săvârșească prin ascultarea cuvântului de Dumnezeu și nu prin ascultarea celuilalt.
că mai târziu acum ne desfășim rău de bine, de multe ori ne lăsăm amăgiți de lucruri care ni se par bune și după aia ceea ce credeam că era mire să ne trezim că suflete aguridă și ne se străpezesc din zi și de atunci prin pocăință ne întoarcem înapoi la vieții. Observăm că în zilele noastre nevoințele pe care le făceau părinții bisericii și nevoitorii în general, mult mai greu își găsesc aplicabilitatea, unele dintre acestea fiind pentru mulți oameni greu sau chiar imposibil de săvârșit. Părinte Rafael, vă rugăm să ne spuneți care este cea mai potrivită nevoință pentru generația aceasta, care este gândul pe care omul de astăzi are urgentă nevoie de a-l purta în mintea sa. Bine ai zis, care este gândul, trebuie să înțelegem nevoința cu precădere ca lucrarea minții de a descoperi și de a-și însuși gândul lui Dumnezeu. Iar dacă vorbim de nevoință ca fapte trupești, smătănii, post, privegheri și alte lucruri, trebuie să înțelegem că asta nu e altceva decât, să zicem așa, suportul material al lucrării minții. Am în vedere, Părinte Sfântnicita, cred că Sfântul Simeon nou teolog, care zicea, dă trupului nevoință pe măsura lui și tot restul dă minții. Deci ce te-a mintea? Trebuie să ajungem la dreapta viziune și să zic dreapta viziune sau dreapta înțelegere. Cuvintele astea ar putea fi o bună traducere a cuvintelui ortodox. Ortodoxia, deși doxa în greacă înseamnă slavă, vine de la cuvântul docheo, care înseamnă că am opinia, că am gândesc în felul ăsta, cuget, cred în felul ăsta, opinie mai curând. Docheo, sunt de opinie că. Deci, dacă avem dreapta înțelegere, dreapta opinie, ajungem și la dreapta slăvire a lui Dumnezeu. Cum slăvim drept pe Dumnezeu? Iată că în Psalm zice, oare sânge de sac și sânge de boi o să mă proslăvească? Și zice, dreapta laudă sau așa ceva, nu, nu știu care este rolul buzelor noastre. Iertați-mă că nu știu, dar e în cele care zice, nu știu nici care este, dar în sfârșit, aș zice că izbucnirea unei recunoștințe, unei laude, așa cum a lăudat pe Dumnezeu Zaharia, când în ascultare a pus numele prorocului Ioan și nu Zaharia, și s-a dezlegat gura și a început să vorbească și a lăudat pe Dumnezeu. Asta este jertfa bineprimită de Dumnezeu. Adică când sufletul cum să slăvim pe Dumnezeu, când prin alegerile noastre înfăptuite dobândim har și izbucnește, adică inima noastră într-un câmp de laudă, astea sunt jertfele dreptăvitoare, ortodoxe. Nu se bucură Dumnezeu în sânge de sac și sânge de oi. Și aș zice că, transpunând în vremea noastră, nu se bucură Dumnezeu că ne ținem și alte, înțelegem de număr și greșit nevoința și facem tot fel de lucruri care nu ne dobândesc. Dacă nu ai dobândit pace, dacă nu ai dobândit o bucurie, o liniștire, o împăcire cu Dumnezeu sau și mai mult, ți-a fost inutilă nevoința. Deci, lucrarea nevoinței este lucrarea, în primul rând, a dreptei înțelegeri. Dacă Adam drept că ar fi înțeles cuvântul lui Dumnezeu, nu ca interdicție, nu ca frica lui Dumnezeu, că nu o să ajungă Adam ca noi, ca Dumnezeu, știi?
ci ca o poruncă mântuitoare, ca un prim pas în calea vieții, dreaptă înțelegere. Adam ar fi ascultat de glasul lui Dumnezeu și nu de glasul străinului. Eventual ar fi răspuns șarpele, Dumnezeu nu este așa, tu cine ești? Sau poate nu ar fi zis nimic și ar fi continuat după glasul celui iubit. Al doilea lucru este că înțelegând și nevoința greșit, bineînțeles că ființa lucrătoare este și peste măsura noastră. Deci trebuie să înțelegem nevoința trupului este ceea ce trebuie să susțină efortul minții. Și se vede că mintea, rugăciunea, ocotirea de Dumnezeu, să zicem, într-o burtă verde și îmbuibată, nu prea merge. Și atunci mâncăm ceva mai puțin. Dacă mâncăm ceva mai puțin pentru rugăciune, asta deja se numește post. Probabil nu-i post. Postul este ce a făcut Hristos, ce a făcut Ilie, ce a făcut Moise, când a mâncat. 40 de zile postim, n-a mâncat nimic. Asta e post. Iar postul pe care mi-l dă biserica, o știu și de la niște doctori, e genial. Este un regim genial. Ce înseamnă un regim? Uite, hai să luăm pildă de la tinerelele care vor să-și păstreze silueta. Câtă nevoință fac ele? Și studiază, și mâncarea, și asta. De ce? Ele au o viziune, un obiectiv. Și postesc către acel obiectiv. Vor să-și păstreze silueta. Și biserica mi-a dat o dietă, dacă o ține, inteligent, genială. Spuneau doctorii, o franțuzoaică spunea, ea însuși este doctor, mai ales postul din primăvară, postul de Paște, e genial, dacă numai din punct de vedere medical, zice, atunci se schimbă metabolismul trupului de la iarnă la vară, să nu încarci și capul cu grăsimi și asta, exact ce trebuie. Însă Dumnezeu nu ne învață să gândim medical și sus să avem inimile, sus să avem și mințile la gândul lui Dumnezeu, postul prin care ne întreținem silueta trupească. Dar nu pentru motivul pentru care sub diferența modei și asta multe fetițe își fac posturile lor și nevoințele câte atâtă crunte și chiar dăunătoare uneori, ferească de Domnul, dar pentru ca rugăciunea să-și afle loc, pentru ca să sufletul, Duhul în noi să fie ceva mai ușor și să se poată înălța. Știți că după o masă îmbuibătoare nu mai accept de nimic, dar nici măcar să mănânci. Noi se jur că dacă m-a tot ajutat, asta nu o să mai mănânci niciodată. Păi 26 de încetă. Însă, așa trebuie înțeleasă și toată nevoința. Nevoința și Părintele Sfânt ne spunea, asceta, asceții, ei nu născoceau tot felul de chinuri cu care se chinuiască trupul, fiindcă chipul de astea plăcut lui Dumnezeu. Nevoința începe, apropo de cuvântul Sfântului Simeon, dă trupului pe măsura lui. Regimul sau dieta pe care ne oferă posturile bisericești sunt o nevoință la îndemâna și în puterea a tot omul, dacă e cât de cât sănătos. Deja și asta se ușurează, dacă nu-i slab, dacă nu-i bolnav, dacă unul are muncă deosebit de grea sau așa ceva, călătorii, pentru că le cesite, dezleagă și postul ăsta, regimul ăsta, dieta asta. Vorba este că sâmbătă e pentru omul, pentru sâmbătă. Nevoință este pentru om și mântuirea lui. Nu omul este făcut pentru nevoință. Și ce? Mântuirea lui? Dacă înțelegem nevoința așa, pornim la drum cu prescripțiile bisericii care sunt pentru orice trup sănătos, nu numai posibil, foarte bine făcător, mai ales dacă țin Duhul Bisericii. Îți ține și silueta, îți ține și silueta lăuntrică și o mai mare ușurare pentru cele ale Duhului, rugăciune, înțelegerea,
o înțelegere, trupul nefiind prea îmbuibat așa, mintea mea liberă să gândească, să cugete mai adânc și mai deplin, mai greoaie, și așa cu toate cele trupești. Un al treilea lucru care trebuie să-l ținem în vedere, apropo de dă trupului pe măsura lui, alta este măsura strămoșilor și alta noastră. Ne-am hodorăgit. Da, dar Sfântul Antonie n-a băut băuturi cu euri în ele și mânca tot felul de McDonald's și alte chestii în cel mai bun caz nu prea hrănitoare, în cel mai rău caz otrăvitoare, într-o măsură sau alta, cu elemente identic naturale. Bineînțeles că acești strămoși ai noștri până la strălucirea noastră modernitate erau oameni mai solizi decât noi și trebuie să avem lucrul ăsta în vedere. Mai e încă un lucru. Începând cu ceva pe măsura noastră, dacă rugăciunea noastră prinde aripi, așa cum a prins aripi în cei pe care îi admirăm, că au făcut, poftim, unul care a trăit 20 de ani într-o chilie și nici n-au observat că era în pas acolo, a dormit în picioare acei 20 de ani. Cum e cu putință? Și Părintele Sofronie a cunoscut un diacon la Muntele Atos, în mănăstirea Pantelemon, în Rus, care 15 ani nu s-a purtat pe pas. Dormitele de mare tare. Poftim, în zilele noastre. E cu putință, dar și se întâmplă. Putința e așa un avânt încât cerințele se schimbă. Nevoitorii nu au născoșit chinuri ca să placă mai mult lui Dumnezeu. Nu asta place de Dumnezeu. Nici sânge de stat, nici de voi, dar nici de om. Sângele lui din a dat nouă ca să ne mântuim. Dar când rugăciunea e un anume avânt, atunci cerințele Duhului, Duhul are nevoie de altceva. Și acest altceva începe să fie ce numesc stroparele noastre nevoite mai presuse fire. E noastră să nu ne angajăm decât când firea rugăciunii și a Duhului încep să se manifeste ca o cerință, că sunt mai presuse de fire și să nu încercăm să imităm exterior cele 1000 de zile ale Sfântul Serafin, în ce ducea pe piață zicând, Doamne, îndrăstiți-mi e păcătosul, de asta a fost pentru el, nevoia lui. Dar Filon nu s-a rugat în felul ăsta. Și nici Antonie cel Mare. Așa că aceste patru lucruri, dreapta înțelegere care începe cu gândul, cu înțelegerea noastră, aia trebuie să cultivăm. Al doilea, trupul cu măsura lui. Al treilea, asta este măsura trupească obișnuită și asta măsura care începe să fie dacă rugăciunea ia mai mult avânt. Și mai era patra pe care am uitat pe versație. O să rețin electronica. Da, următoare.